În aceste zile, Poliția Română este în sărbătoare. Se împlinesc 195 de ani de atestare documentară. Cu acest prilej, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și-a deschis porțile pentru tineri și copii pentru ca aceștia să descopere o parte din mijloacele specifice muncii de poliție. Inspector principal de poliție, Ciobanu Gabriela. Arbaleta de dimensiuni mici, așa. O chestie bine la distanțe mici, deci avem un arbalet mai performant, mare, mai puternic pentru distanțe mai mari. Se folosesc doar la competiții sportive. Aici avem un pistolet
fără glonț, doar poc. Se pune o biluță care face poc, se folosește la competiții sportive, la atletism, când se dă startul, poc a plecat concurentul, concurenții au plecat, cine câștigă rămâne de văzut. Aici pușcă cu aer comprimat la tirul sportiv, tir sportiv, încărcăm, se montează, pune aici, capsa, s-a încărcat, s-a oprit, a tras. Aici este una mai performantă. Am lăsat, până în capsa, am oprit, am tras. Aici la fel, pistolet, se mai cheamă pistol de poșetă. Fiind mic, în general, damele îl folosesc. Ascuns pentru a speria. Defensiv, nu rănesc. Folosite în circunstanțe mai puțin normale pot cauza pot fi letale, cel puțin arbaletele. Sunt persoane care folosesc săgeți cu vârfuri ascuțite pentru a răni, pentru a dobori animale, a braconaj, la tot felul de minunății ilegale. Noi facem prevenire, combatere și încercăm să aducem un... să creăm un mediu în care să le folosească cât mai legal. Să-i autorizăm, să-i le facem cât un instructaj în momentul când vin la noi, să evităm a se comite infracțiuni, să evităm a se comite braconaj. Braconajul, practic, pentru asta, combaterea braconajului, cea mai mare problemă care se întâlnește la noi. Plus, cercuri în familie, trebuie să vezi un purtător de deținător de armă, într-un moment de nebunie, poate să scoate și să tragă. Sunt situații care astea sunt inevitabile, pot apărea oricând. E bine de evitat, noi, pe cât putem, încercăm să prevenim și să combatem, și dacă utilizarea se facă în condiții legale. În condiții legale. Deci nu se poate acorda autorizație de procurare armă la oricine. Da? Întâi se fac niște cursuri privind armele și munițiile, cursuri specializate, se face o fișă medicală, se face un test psihologic, deci doar cu aviz psihologic, nu suntem specialiști, pe aceea se merge la un specialist, un psiholog. După care, dacă se dă ok-ul, se fac verificări la domiciliu, se fac verificări la vecin, vedem ce fel de persoană este, se face cunoașterea în teren, după care se acordă. Acasă trebuie să aibă o ladă special amenajată și să fie folosită doar în condiții speciale, în condițiile pentru care s-a acordat autorizația de folosire. Da. Sunt armele de panoplie, care poate să fie numai pentru deținere. Da. Aici avem armele letale, la celelalte arme letale privesc autorizații efective. La ce nu trebuie autorizații sunt pistoalele airsoft, care se folosesc în jocurile de tip airsoft, se folosesc cu bilă de plastic. Da? Așa. Nu trebuie să autorizări. Dar înainte era legislația în care se vineau și se anunțau, noi suntem utilizatori de airsoft. Se înscriau, mi spuneau că merg într-o anumită locație unde desfășurau o oră, două, trei, pentru competiția lor de fel de vațe ascunse. Da, și foloseau armele cu bilă. Aici este un pistol cu dioxid de carbon, gaz, da? Pentru a folosi acest pistol este nevoie să montăm tubul de gaz CO2, se armează, se comprimă, capsa este montată, atras, trebuie autorizat. Da? Pentru astfel de pistol trebuie autorizație. Înainte de a-l procura, se vine la noi, curs plin de arme și muniții, fișă medicală, testare psihologică. Un curs este de 10 zile, un curs venind de arme și muniții, doar la persoanele juridice specializate pe acest fel de cursuri. Nu poate să-l facă oricine. Și acele persoane trebuie să fie autorizate de către noi. Deci, da? Care întrunesc anumite condiții? Condiții, da, bineînțeles. Aici un binoc profesional. Nu știu dacă le-ați spus. Acesta un pistolet, doar folosit pentru competiții, la fel, de pocnit. Sunt cu capse, deci pentru competiții sportive, da? Aici avem un pistol pentru folosit cu cartușe cu gaz, da? Se pune cartușul,
închis, am încărcat, am tras doar cu gaz pocnește, atât. Da? În nu general, este letal. Asemenea, pistoale sunt produse în România sau sunt mărci străine? Mărci străine, da. Germania, Cehoslovacia, da. Da, în general, chiar rusești. Și în China, rusești, majoritatea, Spania, majoritatea scriu pe ele, unde sunt produse. Să zicem, acest pistol este marca Rompul, produs în Germania. Am înțeles. Da? Aceasta este un airsoft produs în Spania. Toate sunt în seriate, nu există pistol cu aceeași serie. Deci există o evidență da, clară. Da, există o evidență clară, mai puțin cele airsoft. Doar cele supuse autorizări avem o evidență clară. Da? Știm exact cine, unde, prima oară unde, de unde pleacă pistolul, la cine ajunge. Întotdeauna există clar o informație despre acel pistol. Deci pistolul ăsta nu poate să plece în altă parte și să nu știm unde este. Dacă este, este în altă parte și nu îl găsim la deținere, e o problemă. Sigur. Atunci intervenim și luăm măsurile. Da? Corect. Aici avem o pușcă de vânătoare cu alice, o pușcă normală cu alice. Da? E o pușcă mai des utilizată, nu? Da, și da, de da. Vânător. Da, și de vânător. De paznici de vânătoare. Paznici. Da? Este cu alice, se pune în fiecare țeavă câte un cartuș, un tub cartuș cu alice. În momentul când a plecat, de pe capăt, au plecat și s-au dispersat alicele. Care este raza de eficiență? Cam 25-50 de metri. Da, da. Deci poate fi letal. Sunt letale, astea sunt letale. Da, sunt letale. Eu știu la vânătoare. Ferească Dumnezeu, în condiția de folosire anormale, ilegale, pot vătăma și chiar omoră pe cineva, da? Așa. Aici avem o pușcă de vânătoare mixtă. Da. Mixtă, da. Este un CZ. Asta e un ZH, de fapt. Este produsă în Cehoslovacia. Avem mixtă din ce cauză? O țeavă cu alice și o țeavă cu glonți. Cartuș cu glonți, cartuș cu alice. Cum da? Se face selectarea între cele două? Sau merg o dată amândouă? Nu, fiecare are trăgaș separat. Are trăgaș separat. Da? Da? Avem aici, avem și siguranță, dar nu pleacă una cu cealaltă. Da, da? Se fiecare separat. Pleacă separat, da? Luneta este pentru ochii, o țintire mai bună, 100 de metri de jos tot. Da? Astea sunt mult mai puternice, performante. Așa. E de evitat ca să folosim de către persoane care nu sunt autorizate. Autorizate, da. Da. Oricine care folosește astfel de arme neautorizat este pasibil de un dosar penal. Da? Sunt infracțiuni. Ați avut pe parcursul anului anterior în județul Bacău asemenea utilizări neautorizate? Da, chiar s-au făcut și pechiziții. S-au făcut și pechiziții, cred că ați auzit și dumneavoastră, pechiziții în zona Dofteana, Bogdănești, Păituz, unde au fost ridicate arme de ținută ilegal. Și probabil că ați găsit și arme fabricate artizanal de către anumite persoane? Nu mai știu sigur dacă au fost și, dar sunt... Oricum ele apar în comunicatele pe care noi le primim. Artizanal, în general, sunt greu de identificat, pentru că nu sunt sufletul autorizării. Nu sunt în seriate, ca să putem să le găsim, avem nevoie de mult lucru în teren. Cei care fac asemenea lucruri riscă pedepse destul de grave. Pedepsa cu închisoare. Cu închisoare. Pedepsa cu închisoare care e cea mai grave. Mulțumesc frumos. Plăcere. Pe casca anticlon, da? Pe drumul din față ne asigură fața, da? Tot anticlon. Scutul ne asigură partea de jos. Iar dacă vreau să fiu protejat și în partea picioarelor, am vesta aici. Și aici tot la fel sunt protejat, da? În cazul în care vreau să fiu mai sigur de protecția mea, iau această poziție, da? Armă o pot folosi din partea de sus, în lateral dacă sunt spungați în partea stângă, dacă aș fi trebaci, partea dreaptă, da? Și atunci tot corpul meu este protejat. Cască, vizor, scut și vestă, da? Și atunci infractorul nu are suprafață prea mare vizuală asupra mea. Sunt mai mic, da? Te rog, pe rând, da? Te rog. Dacă vă dăm geamul de la casă, da. Vă speriați? E posibil să mă sperie. Dacă este ceva spontan, normal să mă sperie. E logic, vă gândesc. Da. Te rog. Să mai folosim pe dat echipamentele astea? Trebuie să folosesc permanent mai departe. Permanent. Te rog. Există un scut și mai mari care să...
Nu, că dacă dați supra-mare, apoi o perioadă de lucrație. Trebuie să fie cât mai suprafață, suprafață să fie atât de mare încât să-ți acopere corpul, adică să fie limită. Pentru că nu-l port permanent după mine. Așa aș avea o mână ocupată. Da? Decât atunci când, cu adevărat, este o certitudine că cel din fața mea are armă. Dacă nu are armă, n-are rost. Armă de foc, mă refer. Ați văzut cum scut după imaginație făcut de greu arte, că e greu și așa, în formatul ăsta. Da? Să-l arătăm și celălalt scut. Este un alt scut cu care intervenim în momentul în care există manifestări spontane, în care sunt persoane turbulente care aruncă cu pietre, cu obiecte contundente și atunci ne protejăm cu scutul ăsta. După cum vedeți, el nu este anti-gloanț și ne acoperă în întregime. Da? Dacă vedeți cum este, se pune după gât, da? Asta este poziția care le iau. Dacă mă aruncă cu obiecte, cu sticle incendiare, mă pot proteja în momentul în care îl fixez. Da? Sunt protejat aici, da? Nu-mi permite să... Nu-i permite obiectului să treacă, sunt protejat în totalitate. Rezistă la obiect? Rezistă la mai multe lucruri. Dar întotdeauna sunt foarte tot echipamente de protecție, respectiv și cu casă. Care ați fost atunci voi acolo.